Concursul internațional de film, fotografie și reviste școlare de la Iași a fost organizat de Universitatea de Artă George Enescu din Iași, Facultatea de Limbi Moderne de la Universitatea de Stat din Republica Moldova și Asociația Cultural-Științifică Vasile Pogor din Iași. La final, surpriză plăcută pentru județul Alba. Revista școlară La Magie de Cont, realizată în cadrul proiectului Comenius al Școlii Accente Sever Aiud, în coordonarea profesorului Marcela Hădăric, a obținut premiul al doilea. Cei patru elevi aiudeni participanți la concurs au fost clasificați astfel. Ioana Holom și Andreea Mihăilescu, ambele clasa a 7, au obținut premiul 1. Alexandra Tuluș, clasa a 6, premiul 2 și Roberto Biro, clasa a 6, premiul 3. Felicitări elevilor, dar și dascălilor care îi pregătesc pentru a fi competitivi și în plan extrașcolar.